dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai capitalii României Socialiste, doresc în primul rând să vă adresez dumneavoastră, participanților la această mare adunare populară, tuturor locuitorilor municipiului București, un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări de succes în toate domeniile de activitate. Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o Așezați-vă liniștiți! Tovarăș! Tovarăș! Alo! Tovarăș! Așezați-vă liniștiți! Alo! Lasă liniștiți! Alo! Tovarăș! Așezați-vă liniștiți! Așezați-vă liniștiți la locurile voastre! Asta e o provocare. Alo! Alo! Așezați-vă liniștiți! Stați liniștiți! Cetățeni ai capitalii! Mergeți înapoi, tovarăși! Încă o dată doresc să subliniez că trebuie să demonstrăm cu toată puterea, forța și unitatea în apărarea independenței, integrității și suveranității României. Aceasta constituie una din problemele fundamentale ale întregii noastre națiuni.